câteva cuvinte. În primul rând, ceea ce face ea este caracteristic pentru cele câteva sute de oameni care sunt în Uniunea Salvați Bucureștiu, care au o profesie, care sunt bine în profesia lor și care fac un gest de sacrificiu și vin să se activeze în administrația publică, care, după cum știți, este în mare suferință. Sunt foarte fericit că Clotilda a acceptat să candideze numele nostru pentru primăria sectorului 1. Este un manager profesionist și în administrația publică este nevoie de manager. Este cineva care cunoaște foarte bine ce înseamnă achiziții publice, care cunoaște foarte bine ce înseamnă lucrări de infrastructură, chiar mari lucrări de infrastructură, care cunoaște foarte bine mediul de business și sectorul 1 este este prin excelență locul mediului de business din România.